Vehiculele staționate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice, care fac parte din rețeaua principală de străzi a municipiului București, vor putea fi ridicate de primăriile de sector. Până acum, primăriile puteau ridica mașinile doar de pe străzile aflate în administrație. Bucureștenii vor fi nevoiți să scoată din buzunar cel puțin 500 de lei pentru a-și recupera autoturismele. În București, Primăria Capitalei administrează străzile mari, bulevardele și șoselele, iar primăriile de sector se ocupă de străzile care au o capacitate mai mică. Însă, odată cu dizolvarea companiei care se ocupa cu ridicarea și transportul autoturismelor, reprezentanții primăriei au decis să schimbe condițiile de ridicare a mașinilor care parchează ilegal. Din moment ce nu mai există la nivelul primăriei generale un contract sau colaborare cu o companie care să furnizeze un rezultat în ceea ce privește eliberarea spațiilor ocupate ilegal de automobiliști, considerăm oportună implicarea sectoarelor în asigurarea acestui serviciu atât de necesar, a transmis consilierul general Nicorel Nicorescu. În aceste condiții, reprezentanții fiecarei primării de sector vor putea ridica mașinile care se află pe străzile primăriei capitalei. Costurile pe care trebuie să le scoată un bucureștean din buzunar pentru a-și recupera autovehiculul este de minim 500 de lei. Mai exact, pentru o mașină care are greutatea sub 5 tone, ridicarea va costa 200 de lei, transportul 150 de lei, iar depozitarea 150 de lei pe zi. Primăria sectorului 3 a început deja să ridice mașinile parcate neregulamentar încă din anul 2018. Primăria sectorului 4 a ales să ridice autoturismele din vara anului trecut, iar în sectorul 6 a fost aprobată la începutul anului ridicarea acestora.